Facem scumpie pe grătar. Se întoarce pe toate părțile. Nu trebuie să rămână crudă. Vedeți? Foarte bine pătrunsă. Este gata scrumbia. Am făcut mămăliguța alături. Scrumbia se lasă cu sare înainte, câteva minute să se îndulcească în sare, așa cum spunem noi dobrogenii. Am făcut și un sarmuzac, o maioneză de usturoi. Câteva minute pe fiecare parte, până când se pătrunde foarte bine. Timpul de frigere pe grătar depinde în funcție de cât de mare este scrumbia. Așa de bine arată. Haideți la masă!